O să facem o pâinică cu lapte și cu ou. Aici avem semințe de mac, de susan, de floarea soarelui și de bostan. Facem din 500 de grame de făină. O să avem nevoie de un ou. Apoi 25 de grame de drojdie. O linguriță de zahăr. 50 de grame de apă, 150 de lapte, 50 de grame de unt și mai avem nevoie de 60 de ulei. Bună ziua, Daniela, bună ziua și bine ați venit. Și un praf de sare. Și o să începem cu maiaua, unde o să punem într-un bol, o să punem drojdia cu puțin cu apa și cu zahărul și o puțină făină. Așa, dăm și semințele deoparte. Așa. Și facem maiaua. Și o să mai avem nevoie de un gălbenuș ca să ungem pe deasupra, să se lipească semințele. Acum, în bolul nostru, am să pun drojdia, o sfarm așa cu degetele. Așa. Adăugăm și zahărul, cam o linguriță de zahăr. Așa. Apa. O punem așa pe toată. Amestecăm să se topească drojdia. Apa să fie călduță. Bună ziua, Liuba! Bună ziua tuturor! Și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Așa. În momentul când s-a topit drojdia, adăugăm puțină făină și facem maiaua noastră. Așa. Și o lăsăm să dospească puțin. Și apoi adăugăm restul ingredientelor. Și cât crește maiaua noastră, să vă arăt bomboanele, că ieri nu vi le-am arătat. Așa. Amestecăm așa bine. Ia uitați. Ca să iasă ca o cremă, mai punem puțină făină. Acoperim cu folie alimentară, folie transparentă. Așa, ia uitați, consistența cam aceasta să fie. Și acum lăsăm să dospească, să crească, vedeți? Așa. Și dau așa deoparte. Și acoperim cu folie alimentară. Pâinica o facem în tavă și îi dăm forma de brăduți și, așa, și lăsăm să dospească puțin. Maiaua noastră a crescut puțin și acum să adăugăm celelalte ingrediente. Voi faceți cu calm, cu răbdare, lăsați să crească bine totul. Eu, având în vedere că sunt în direct, accelerez puțin. Dar voi acasă lăsați să crească bine. Așa. Și acum, aici avem făină. Ia uitați, vedeți că a crescut puțin, puțin. Are beșicuțe. Așa, și adăugăm făina. Adăugăm și laptele. Sarea, punem așa un praf de sare, cam o linguriță de sare, punem la pâinică, așa, și dăm deoparte. Și amestecăm și punem și oul. Am spus că este o pâinică cu ou și cu lapte.
Pâinică pentru sărbători. Așa. Și amestecăm puțin și după aceea frământăm cu mâna. Aluatul. Aluatul trebuie să fie elastic. Așa, eu mi-am pregătit un fund pe care să frământ. Așa. Ia să-mi aduc și fundul. Așa, și o să punem aluatul nostru aici, pe fund. Și o să-l frământăm. O să-l frământăm bine, bine. Așa. Și frământăm încet și apoi adăugăm untul și uleiul. Și cât facem tortulețul, aluatul nostru o să crească. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Pe YouTube, pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu camele, are același nume. Și bucate gustoase, găsiți peste 900 de rețete dulci și sărate, de la cozonaci, la sărmăluțe, la salate, fursecuri, checuri, brioșe, creme pentru față, pentru păr. Așa. Și acum adăugăm untul. O punem așa pe tot aici. Și frământăm și cu untul. Încet. Frământăm, frământăm. Așa facem mișcare. Așa. Puteți frământa și la robot, dacă aveți robot acasă, sau faceți exerciții așa ca mine. Așa, și adăugăm și ulei, puțin câte puțin. Așa. Și frământăm. Trebuie frământat puțin. Aluatul trebuie lăsat să crească, să vedeți cum se face elastic și frumos. Așa. Uitați că prinde formă, vedeți? Așa. Așa, mai adaug puțin ulei
până îl punem pe tot. Așa, puțin câte puțin. Facem exerciții la degețele și la palme. Adăugăm tot uleiul. Îl frământăm până devine elastic. Vedeți? Așa. Mai punem ulei. Și frământăm. Cum vedeți, eu trag și apăs și frământ. Așa. Vedeți cum s-a mâniat aluatul? Așa. Mai adăugăm și restul de ulei și apoi îl frământăm bine. Și ne ocupăm de blatul nostru. Să deschid și cuptorul să se încălzească pentru blat. Așa. Îl batem puțin. Când sunteți supărate, luați un aluat și toți nervii descărcați. Așa. Bine și după aceea îl dăm deoparte să crească. Nu uitați cum s-a făcut. Îl mai batem puțin. O mână țin fundul că zboară. Pupici, Liliana, Lili. Așa. Ia uitați, începe să fie elastic. Gustați aluatul să fie, dacă țineți post, nu-l gustați, bineînțeles. Așa, să fie bun de sare, când adăugați sare. Așa. Aud toți vecinii cum bat aici. Așa. Mai frământăm încă puțin și este gata.
Vedeți? Prind și trag, prind și trag. Și întorc, prind și trag. Așa. Ca și cum aș împături. Întoarcem, mai batem puțin și este gata. Așa. Ia uitați-l. Vedeți cum se întoarce înapoi? Așa. Și acum, îl las aici pe fund, îl acoper cu folie și ne apucăm de tortuleți. Între timp, el o să crească puțin. Așa. Să ne iau o hârtiuță. Și lăsăm să se odihnească și să crească produsul nostru din pâinică. Și o să-l punem așa într-o tavă. Așa. Vedeți că a început să crească? O lăsați să-și dubleze volumul această pâinică. Așa. Și acum vom face un brăduț și îl vom pune aici în tavă. Iam să-mi pun tavă așa aici în partea aceasta să se vadă. Ia uitați cum arată aluatul. Așa. Și să luăm, să facem și împărțim. Așa. Așa. Am făcut biluțe, le facem partea de jos să fie mai mare, apoi partea, ca să facem un brăduț, să facem deci, ca o scară. Deci mai mare, mai mic, mai mic, mai mic și mai mic. Așa. Le puteți și cântări. Ia să fac una și mai mică și aici adăugăm. Și acum, luăm fiecare biluță și... Ia uitați. Așa. Și o punem așa aici. Și le împăturim așa. Grație, Saverio, grație. Benvenuto nella mia cucina. Așa. Și facem așa biluțe, de la cea mai mare la cea mai mică, ca să facem brăduțul. Oggi faccio un albero di pane. E un albero, una tortina piccola, piccola, piccola di pane, con mascarpone e Nutella. Așa, ia să vedem. Și cea mai mică. Așa. Nu
Așa, eu am să fac doar din jumătate de aluat, brăduțul, am să fac așa o pâinică și din restul am să fac o pizza. Așa, și acum am să mi le pun așa pe toate aici. Și facem partea de jos. O așezăm așa aici. Să-i facem și tulpina. Trunchiul. Așa. Nu știu dacă se vede, cred că am să fac invers, să pun. Deci am pus mai întâi partea de jos, trunchiul, și acum am să tai cu un fărfecuț. Am să tai. Așa, ca să facem brăduțul nostru. Acum luăm cealaltă parte. Vedeți? Nu cade. Așa. Și acum o luăm pe cealaltă biluță, cum le-am pus în ordine. Și o să o punem aici pe deasupra. Așa. Și tot la fel am să tai. Așa. Acum luăm a treia biluță și tot la fel. Ia uitați, se va arăta așa cum vine. Așa. Și după aceea alungem cu gălbenuș și cu semințe de bostan, că sunt verzi. Așa. Ia să o tai înainte. Așa. Și asta ne jucăm. Ia să mă uit la cuptor să văd. Este gata. Să vedem blatul nostru, cred că este gata. Ia să vi-l arăt și terminăm cu pâinica. Ia uitați cum a venit. Au, nu știu dacă se vede. Așa, imediat îl scoatem. Îl las așa aici. Așa, și să terminăm brăduțul nostru. Așa. Închidem cuptorul, lăsăm puțin să crească și după aceea îl punem. Acum facem al treilea strat. Așa. Tăiem.
apăsăm așa puțin aici și punem peste și facem brăduțul nostru. Așa. Vedeți cum vine? Și ultima bucățică. Și aici o să tragem așa, să facem triunghiulară. Ungem cu gălbenuș și lăsăm la crescut. Așa, și punem așa deasupra. Ia uitați. Așa. Și avem brăduțul nostru aici. Acum am să iau o bucățică de aluat. Vedeți că mi-a rămas. Deci cam jumătate am făcut din aluat. Am să iau o bucățică. Și am să fac o steluță sus în vârf. Ia să vedem ce facem cu aceasta, cu steluță. Și am să o tai așa. Și am să o pun așa aici. Și acum o să ungem. Am să mai tai 2-3 steluțe. Am să mai tai încă una, să fie mai înaltă și o să punem 2. Așa. Așa, și acum ungem. Aici am un gălbenuș, amestecăm și lungem. Pâinică în straie de sărbătoare. Cum am făcut și sărățelele în straie de sărbătoare. Așa. Ungem așa bine. Uitați cum vine. Vedeți? Așa. Și acum eu am aici semințe de bostan și de floarea soarelui și punem așa peste. Thank you.
Punem semințe de susan aici sus. Așa. Putem pune și pre... Îl decorăm așa să fie brăduțul frumos. Este foarte gustoasă pâininga cu semințe. Așa. Și semințe de mac. Aici avem să punem așa pe tulpină și o facem așa neagră. Așa, și dacă dorim, putem pune așa câteva și pe... Și acesta este brăduțul nostru din pâinică. Ia uitați-l, brăduțul din pâinică. Așa, lăsăm să crească. Și lasă așa. Este de ajuns. Acum am să dau pâinica la cuptor. O vedem. Pâinica încă nu este gata, o mai las puțin la cuptor, ia să vă arăt cum a ieșit. Avem aici o scobitoare, deci încercați cu scobitoare, încercați. Să vedeți dacă este coaptă. Încă nu este coaptă. Ia uitați cum este. Să întorc, să o vedeți. Brăduțul nostru. Așa vine. Și dau la cuptor. Deci am lăsat la 200 de grade, ați văzut, circa 10 minute și acum lăsăm la 180 și lăsăm să se facă.